un accident de circulație care ar fi putut avea urmări tragice s-a petrecut marți seara pe o stradă din Dej, județul Cluj. O căruță în care se aflau doi bărbați a fost făcută praf de o mașină. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în accident. Șoferul unei mașini care circula spre Cluj-Napoca s-a trezit cu o căruță în față în momentul în care a ieșit de pe drumul dinspre parcul industrial din Dej. Bărbatul nu a mai putut evita impactul și a intrat cu mașina direct în căruța trasă de doi cai în care se aflau doi oameni, potrivit City News. Căruța s-a făcut bucăți, însă nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale și caii au scăpat nevătămați din accident.